Bună ziua, bine v-am găsit. Culesul încă merge. E bine. Iată cum intră albinuța cu nectar. Suntem undeva la 7 dimineața, 7 jumate. Culesul merge bine. Există o mică mortalitate, dar de acum pică albină peste tot, deci nu e ceva anormal. Mai cad jos, mai moare albină peste noapte, se mai uzează și albina. Vedeți că urdinișurile sunt strânse, chiar dacă suntem în cules. Oricând se poate întrerupe culesul și te poți trezi cu un atac masiv. Bun. Asta se poate întâmpla. Nu e cine știe ce mare lucru. La întreruperea unui cules o să ai surpriză. Bun, dar astăzi vreau să vă prezint altceva, dacă tot vorbim despre furtișag. Am venit, de fapt, să dau drumul la o matcă, nu la o matcă, îi dau drumul la albine să meargă la matcă, cu niște bețișoare. Și am aici o soluție repelentă. Ați văzut că se găsesc produse și pe online. Mie îmi place să mi le fac singur, acasă. Ce avem aici? E vorba de o litră de soluție repelentă, foarte ușor de făcut. E gradată această pompiță, are 200 de mililitri de oțet. Ce oțet găsiți dumneavoastră și restul apă? Este o soluție repelentă. Bun. Aici să-i dau drumul acum la mătcuță și să văd care e situația, că după ce îi dai o matcă la o colonie, după aceea începe și culege și el. Acum nu știu cât, ce a cules, ce n-a cules, abar n-am. Nu prea mai este albină pe rame. Atunci, dacă nu este albină pe rame, scot aceste rane. Aici aveam un borcan pus ca să țină folia jos. Și acum văd că jos au lucrat, au băgat nectar. O să scot ramele inutile și le duc în alt stup. Nu-și mai are rost să le țin aici. Mă uit un pic pe ramele cu nectar. E nectar deocamdată. Bine, la această colonie scopul e să primească acea regina, dar ele bagă și nectar. Aceste rame sunt bune de extras când vor fi căpăcite. Da, foarte, foarte fain. Să văd ce lucrează pe ramele astea mai goale. Sunt doar rame mai goale. O să le adaug la alte colonii, care totuși au altă aportă de lucru. Aici a stropit el un pic cu nectar, hai că îi las rama. Rama asta eu las. Acest stup albina s-a tot degradat, a tot îmbătrânit.
Iată încă o ramă care merge dată la alt stup. Și aici au un pic de nectar, o ramă foarte bună, se poate lăsa. Bine, și o altă ramă se merge scoasă. Foarte, foarte bine arată. Adică eu sunt mulțumit de colonia respectivă, fiindcă dacă n-a avut mătcuță, cam așa se prezintă el. Îi trag ramele în lateral. Mierea o lăsăm să o căpătească, în funcție de câtă miere are la dispoziție, o va căpăci. Dacă n-are foarte multă, nu o va căpăci, o păstrează ca să mănânce. Deci am o folie sub care bag două bețe, am o diafragmă. Și acum las albina să treacă la matcă. Se va. Și el lucrează, nu la intensitatea cea mare, dar lucrează. Și aici avem folia și acolo am pus două bețe să treacă albina la mătcuță. Totuși, de curiozitate, o să arunc o privire și la stupul vecin. Așa, aici cred că nu-i pun încă diafragmă, îl las în pace. Pun doar această folie deasupra. Și peste vreo 10 zile o să-l reorganizez pe acesta. Cel pe care l-am deschis acum. Bun, să vedem cum stăm aici. Arunc o privire și la domnul acesta. În spate tot așa rame mai goale. Acesta l-am organizat rame mai goale. Mai e cât un pic de nectar pe ramă, dar foarte, foarte puțin. Deci albina scade încet, încet. Aici deja începe să apară nectarul. Dacă ține încă o săptămână bună culesul, o să fie și ceva miere de extras. Apare nectarul mai greu, deci aici deja sunt ramele cu nectar, cu miere, acum, hai că albina stă bine, are loc. I-am reorganizat cuibul în partea de jos. Și acum doar verific ramele, în ce stadiu de căpăcire sunt.
Aceasta o să fie o ramă cu de miere de extras. Șase, șapte rame cu miere e suficient la un stup ca acesta. Și să-i lași și lui să mănânce. Arată bine, arată bine, cam într-o săptămână pot să mă apuc de extras liniștit. Doar să aștept să fie mierea căpăcită. Iată ce frumos arată. Bine, eu arunc acum o privire doar așa, nu trebuie deranjat. Și aici bagă nectar. Bun, le lăsăm în pace să-și facă treaba. Am aici soluția asta repelentă. Dăm un pic. Albinele se retrag imediat de pe rame. Eu cred că e bine. E bine aici. Pe staționare foarte bine. Bun, deci soluția repelentă era baza pentru asta. De acum în stupină nu prea mă mai duc eu fără ea. Și mai e o chestie, să spunem că aveți aceste rame cu un pic de miere pe care o să le dați. Dacă dai pe ea, pe această ramă, albina nu mai vine la aceste rame. În care tendința asta să umble la rame. Și mai ales după ce extragi, vii cu un pic de repelent, dai pe rame și totul e în regulă. Bun, cam asta e. Cam asta e. Unii stupi o să adune mai mult, alții mai puțin. Dar bănuiesc că fiecare va da câte ceva. Până data viitoare, numai bine!